dimineața, după cum scrie și în textul post comunicării, de pe lotul 2 al autostrăzii A7, undeva la kilometru 29, s-au reluat lucrările după sărbători în data de 3 ianuarie. Iar începând de astăzi s-au reluat și procedurile de montare a grinzilor. Este pe acest pasaj care supra-traversează autostrada la kilometru 20. Acest lot are aproximativ 30 de kilometri. Procentul al lucrărilor executate la acest moment se apropie de 50%. Astăzi vor fi montate pe acest pasaj 6 grinzi. Chiar dacă afară sunt aproape minus 10 grade, lucrările continuă. Iar în cursul după amiezii, așa cum v-am comunicat, voi reveni cu detalii despre stadiul lucrărilor pe acest lot. Lot foarte important, pentru că avem în lucru și lotul 1 dinspre Ploiești și vrem să dăm în trafic. Așa este termenul de execuție a lucrărilor, termenul contractat, ca anul acesta și lotul 1 și lotul 2 să fie date în trafic. Cum știți, autostrada Moldovei A7, pe toți cei 320 de kilometri avem contract pentru execuție lucrări. Este prima autostradă la care se lucrează pe toți cei 320 de kilometri, 13 loturi. O zi bună vă doresc!